În urma unui control la o patiserie din Constanța, inspectorii OPC au rămas șocați de ceea ce au găsit. Mizerie de nedescris și gândaci printre alimente, asta au găsit specialiștii într-o unitate de alimentație publică. Specialiștii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului au fost în control în cursul zilei de luni, 4 decembrie, la o patiserie din Constanța, unde au găsit o mizerie de nedescris și gândaci care colcăiau printre preparate și materia primă. Și aveți gândaci care umblă... O mai fi câte tot. Unul, nu știu. Uitați-l! O mai fi câte unul că intră de afară, doamnă. Aici e o curte, dar aici nu avem... Când ați făcut ultima dată dezinsecție de ratizare? Cred că vreo 4 luni. Să ne arătați și nouă, vă rugăm. Avem și tamina, avem de toate. Ce aveți aici în fond la hârtia asta? Margarină, cred că este. Este margarină cu gândaci. A, de mai multe nații gândaci. Da, mai mari, mai mici, mai... Și ăsta este vestiarul dumneavoastră? Vestiarul aici, nu pare. Și atunci ce caută nădragii ăia? Potrivit comisarului șef adjunct al CJPC Constanța Horia Constantinescu, unitatea a fost amendată cu 15.000 de lei. Aceasta a fost de asemenea și închisă temporar până la remedierea deficiențelor.